Mai multe fundații din Transilvania au semnat un protocol de colaborare care urmărește protejarea patrimoniului cultural din această zonă. Semnatarii documentului vor să revitalizeze satele și orașele din Transilvania. Odată ce va realiza acest obiectiv, zona va cunoaște o dezvoltare economică, au concluzionat participanții la întâlnire. Printre cei care au semnat documentul comun se numără Fundația Mihai Eminescu, patronată de Prințul Charles, Complexul Muzeal Astra, Universitatea Lucian Blaga și Ordinul Arhitecților Sibiu-Vâlcea. Campania de informare Europa Casa Noastră se desfășoară în întreaga țară. Sunt vizați elevii și profesorii din ciclul primar, gimnazial și liceal. Concursul Lider European este parte componentă a campaniei Europa Casa Noastră și ne propunem prin acest concurs să vă încercăm să vă implicăm pe voi în viața comunității din care faceți parte. Ce ar trebui să faceți? Trebuie să identificați o problemă din comunitatea locală și să încercați să faceți un proiect pentru a rezolva această problemă. Liceenii sunt provocați la un concurs cu premii în care trebuie să identifice problemele comunității în care trăiesc. Cele mai bune proiecte din țară vor primi premii în bani. Cum vă puteți înscrie în competiție? Este foarte simplu. Un cadru didactic înscrie liceul în competiție, iar apoi voi identificați problema, alcătuiți o echipă de proiect din 4 membri, plus un profesor coordonator. Puteți implica oricât de mulți voluntari. Bun, avem 8 premii. Premiul 1, 700 de euro, premiul 2, 500 de euro, premiul 3, 300 de euro și 5 mențiunea câte 100 de euro. Această campanie a fost lansată de reprezentanța Comisiei Europene în România în parteneriat cu Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.